Bună ziua, dragi prieteni, din nou! Mă aflu într-o livadă de cachi care nu este formată de mine, este toaletată foarte rău. Doar că sunt niște pomi plantați mici și aș vrea să vă arăt cum se formează. Se formează la fel ca și un pom fructifer normal. În 3 șarpante, maxim 4. Uitați-vă! Acesta a plecat în primul an din 2 șarpante și iar a doua s-a bifurcat. Deci îl formăm în 3 șarpante. Menționez că se află în anul 3. Da, avem 3. Aici o să alegem niște șurpi șarpante, le scurtăm puțin ca să crească, să crească noi și le scurtăm cam la aceeași înălțime toate 3 șarpantele ca să aibă aceeași șansă la creștere. Și e cam gata. La fel ca și un măr. Dar pe care orice pom fructifer se formează. La revedere!